Târgul de gustare este un târg al meșterilor populari, așa cum se organizează din anul 2004 la Roman. Început cu etnograful Marcel Lutic, rămas ulterior pe spezele muzeografului Relu Butnariu și a echipei noastre. Până la urmă, este o manifestare care a prins tradiție la Roman și care promovează meșteșugurile și meșterii, încercând să le apere cumva interesele în economia de piață, încercând să le facă o bună imagine în rândul unui public nespecializat și în acest fel nu doar să facă o vânzare, pentru că noi nu am conceput această activitate ca fiind una comercială, ci o activitate culturală într-un spațiu expozițional atipic, stradal, care să permită accesul publicului de orice categorie la vizitarea standului. În momentul în care un meșter se înscrie la această manifestare, el are asigurat un spațiu în care intră în contact publicul cu el și cu marfa pe care o aduce. Vânzarea pe care o face aici este, să spunem, insuficientă și irelevantă, pentru că și meșterul și organizatorii încearcă foarte mult să lucreze la capitolul imagine pe principiul asigurării unor contacte ulterioare, adică o adresă de poștă, un e-mail, un număr de telefon, la care meșterii primesc comenzi pe tot parcursul anului și pe care le onorează. Deci vedeți că nu este o manifestare care să aibă loc doar pe intervalul la 3, 5 sau 7 zile, da? Ci este o manifestare care are eco pe tot parcursul unui an. Nu mai vorbesc de imaginea pe care o facem orașului prin intermediul meșterilor pe care îi aducem la târg și care se înscriu și în alte manifestări similare la București, la Sibiu, la manifestări organizate de instituțiile de profil. Mă refer aici la Muzeul Satului, la Muzeul Țăranului Român sau la Muzeul Astra. Deci vedeți că încercăm să ne menținem într-un circuit cultural și mai puțin unul comercial, așa cum din păcate se tinde la ora actuală de obicei în orașele de provincie mai mici, în care primează, să zicem, interesul economic și atât. Câți meșteri sunt? Au fost invitați 40 de meșteri, dintre care au ajuns aproape toți, mai sunt doi pe drum, sperăm să ajungă în timp util până la deschidere. Din ce zone? Din cam toate zonele etnografice ale țării, mai bine reprezentată este Moldova și Transilvania, dar sunt și din Muntenia destui de mulți. Sunt meșteri în special din zona Harghita și Covasna, care dau dovadă de o foarte mare seriozitate atunci când participă la târguri și reprezintă un model comportamental, atât în relaționarea cu publicul, cât și în ceea ce privește desfacerea produselor lor și educarea publicului prin dialog. Și unii care învață din mers, pentru că, vedeți, mai sunt și oameni care intră mai nou pe această piață. Mă refer la cei care preiau un meșteșug de la părinții lor sau de la vecini. Iarăși un aspect important pe care noi încercăm să-l încurajăm, pentru că mulți dintre meșteri sunt în vârstă, unii dintre ei n-au cui să lase meșteșugul și atunci, prin intermediul târgului, încearcă să-și creeze o audiență ca să-și învețe, să formeze ucenici, da, și viitori meșteri. Și cei care au participat la toate edițiile, la câte ediții au? Păi avem vreo 19 târguri organizate la Roman, dintre care 12 anuale și cele de gustar au ajuns la a 7-a ediție. Deci vedeți că există deja în spate o experiență destul de bogată, în care sunt unii meșteri ce participă aproape în permanență. Și nu mă refer aici la cei locali, ci unii din cei care au notorietate foarte mare, gen Ecaterina Oproiu de la Breaza, Prahova, care vine cu extraordinare. E doar un exemplu. Și unii pe care îi mai rotim pentru a-i face cunoscuți și la Roman și a integra într-un circuit. Am văzut că ați înscris în circuit acestui târg și o societate recent înființată la Săbăoan, vorbim de cea la SAB, o societate cu fonduri europene. Adică un lucru extraordinar pe care l-am și promovat prin intermediul târgului din mai și înainte chiar.
încercând să lămurim și meșterii și publicul că se poate, iată, prin eforturi individuale, printr-un astfel de proiect cu finanțare europeană, se puteau face lucruri similare și cu finanțări mai mici, regionale sau naționale. Adică e vorba de predarea ștafetei între generații sau a băga pe piața muncii unii oameni care nu au o anumită pregătire de specialitate, dar o pot învăța cu destul de multă ușurință, pentru că cei din mediul rural, în special din zona Romanului, au abilități deosebite în a învăța și atunci nu e păcat să nu se ocupe de așa ceva și să nu revitalizeze meșteșugurile de tradiție. Iată, cerasabul este un lucru extraordinar făcut la Român. Categoric, da. Însă mijloacele, metodele prin care poți pătrunde pe piață sunt diverse și aici mă refer la mediul online, care are un foarte mare impact în ziua de astăzi și inclusiv noi îl folosim și îl extindem prin mai multe mijloace, inclusiv presa are un rol esențial în promovarea lor și vă mulțumim cu această ocazie că sunteți tot timpul în târguri. Partea artistică este organizată tot de dumneavoastră? Nu. Nu, sunt două proiecte distincte, până la urmă au fost mixate într-unul singur, dar ele rămân distincte în fond. Târgul de gustar, denumire care aparține etnografului Marcel Lutic, să nu uităm, a fost organizat în acest amplasament, în jurul statuii Roman Mușat, iar acel festival tradițional al meșteșugarilor se organizează direct pe stradă, înțeleg. Nu blocăm noi traficul, deci chiar nu ne simțim responsabili pentru așa ceva. Pe 85, spectacolul are loc în perimetrul respectiv. Probabil că e vorba de gustul publicului. În Roman există o cerere și o ofertă. Administrația locală se pliază și ea probabil pe... s-au făcut niște studii de piață să vadă care este impactul acestor manifestări. Se pliază pe cerința publicului romașcan. Noi însă dorim și ne străduim cu toate puterile să ținem această manifestare a meșterilor populari ca fiind una preponderent culturală. Da? Și de aceea am cerut tot timpul să existe un spațiu distinct, de aceea am insistat ca meșterii din varii asociații de profil să poarte etichete de identificare pentru a nu fi confundați cu alți comercianți sau mă rog. Deci sunt lucruri pe care le facem tocmai pentru a stabili o limită între unii și ceilalți. Sunt de la Mănăstirea Humorului, județul Suceava. Cum vă numiți? Hoșbotă Veronica. Este pentru prima dată când participați la Roman? Am mai venit odată. Și de ce ați revenit acum? Păi, în lipsă, când am avut unde merge în altă parte, mi-a părut bine că s-a invitat aici. N-ați mai fost niciodată aici? Ba da. Ați spus că ați mai fost, da. Dar mă așteptam să spuneți că e bine organizat, că nu e lipsă de... Păi normal că e frumos organizat în centru, tot în centru mai venit odată așa aici și sper să fie bine viitor. Mioase, ce faceți? Aceste... Pun, noi zicem, baier la o traistă. Și ce mai lucrați afară de traistă? Cos. Acasă am stativiță, spânza, de la firul de ață și până la cămașa gata o fac eu. Așa. Fiile din spate sunt făcute din astea, da? Da, e pânză țesută în casă. Și altele scusute, altele țesute. Depinde și așa. Și la fiecare lucru trebuie migală, trebuie să ai tragere de inimă. Dacă nu ai tragere de inimă și pasiune pentru lucru, nu-l poți face. Și sunt obișnuită, de mică copilă, în casă s-o lucrat, așa am moștenit și eu, așa am 62. Și de când lucrați? De la 5-6 ani, în casă, m-am trezit cu mama, bunica, țeseu, coseu. Exact. Și acum am și eu nepoțele care merg și eu cu dânsele la clubul copiilor și le învăț să lucreze. Deci, mai exact la ce, nu știu, ce detalii anume să vă dau, deci proveniența lemnului, dacă vă interesează, deci executăm toate produsele
numai din esențe moale, în special plop, tei sau salce. Nu știu, aici la dumneavoastră se spune salcă sau cum se spune. Deci, aproximativ la fel. Deci, fabricăm de la cele mai vechi obiecte care se fabricau și cred că se fabrică și, adică se execută și la dumneavoastră aici în zonă, lingurile, covețile. Mai nou acum avem acele platouri rustice care se execută numai în localitatea Băbeni, noi i-am trimis în toată țara. Aceste măsuțe, dar sunt dintr-o singură bucată, nu se execută cum se executa odată din blănițe îmbinate, are grosime de 7 cm. Scaunelele care... O măsuță? Depinde de mărime. Și aceste scaunele care se executau și atunci, dar am mai făcut ceva modificări la ele, nu mai străpungem blatul. Ce să fac? Aceste boluri sau găvane, nu știu cum e spus corect. Platourile astea rustice, iar la spus, pentru mămăliguțe în special, dar se folosesc și la grătar. Acele găvane sau boluri pentru frământat, de dimensiuni mai mari, mai... Deci, diferite dimensiuni. Am înțeles de la organizatori faptul că propriu zis într-un asemenea târg, dumneavoastră nu vă scoateți nici cheltuielile de deplasare, că scopul este de a deveni vizibil. Corect, așa este, într-adevăr. Dar sunt zone, localități unde ne scoatem, dar aici la Roman, datorită faptului că am fost invitat și... Sunteți pentru prima dată? Nu, a doua, am mai fost și în mai. Deci... Și cum a fost în mai? În mai, deci nu, că am ieșit pe plus, nu, dacă trag linie și scad toate cheltuielile, am ieșit, ceva pe plus oricum, dar am zis că să promovez în țară și să vedem ce va ieși. Dar în localitățile mai mari, de exemplu, cum e Iașiul, Constanța, Brașovul, Clujul, nu, Clujul mai... Brașovul, în special, merge, Bucureștiul, ne scoatem. Dar în... Deci, în zonele mai puternic industrializate, se face cât de cât, dar... În orășelele mai mici, datorită și industriei și condițiilor de viață, deci remunerare, de aici pleacă totul, da. Mai puțin. Nu prea mult? Hai luăm de nea, cât doriți, atât am văzut. Prea mult. Da, e mai mult. Prea mult. Da. Da, mai trebuie un pic. De acolo. 26. De la întorsura Buzăului. Cum vă numiți? Posu Vasile. Sunteți pentru prima dată la Roman la Târg sau mai... Am mai fost, da, în de zile venim aici. De ce ați venit? Este un târg bun acesta? E bunișor târgul. Lumea cum se cade. Pe perioada aceasta reușiți să vă acoperiți cu vânzările, cheltuielile de participare? Noi venim așa mai de plăcere, că venim, am venit de atâția ani, cunoaștem... A câta ediție sunteți asta? Păi venim de vreo 6 ani. Și spuneți că piața romașcană nu este una bună. E pântre, așa. Nici bună, bună, nici prea rea, nici prea, e pe la mijloc, așa. Vorbiți-mi un pic de produsele pe care le expuneți. Produse avem, produse numai de casă, afumate la fumătoare de lemne. Și brânza de burtuf, cașul afumat, care nu prea se găsește pe aici, prin zonă. Sunt e mai... ferma dumneavoastră? Da. În ferma noastră sunt toate. Și porcul, și oaia, și brânza, și toate. De regulă, unde, în mod obișnuit, unde desfaceți aceste produse? La noi, în zona acolo, la noi, la întorsor. În piață? Da, în piață. Și participați și la aceste cerburi? Mai venim și pe la târguri, da. Când și când, așa, mai răruți.
Se spune totuși că aceste ar fi numai cu numele produse tradiționale și ecologice. Garantați pentru cine? Dar, da, dar lumea a început să le cunoască, nu mai e... Dacă venim de atâția ani, vedeți, lumea vine și întreabă și ne cunoaște și dacă n-ar fi fost o marfă, ca lumea n-ar mai fi venit, că găsea la supermarket cât îi trebuia, nu? Nu, este a treia oară aici la Roman. Da? Pentru a treia oară am venit, da. De la deschiderea atelierului la care am participat și noi, până s-au dat comenzi, au fost și comenzi de către oameni cerute, adică au venit oamenii și au făcut anumite comenzi, sunt și în general cam vânzările sunt individuale așa, adică vin oamenii la târg, cumpără câteva produse. Comenzi speciale sunt, dar mai puține. În general, cele mai multe vânzări sunt aici, la târguri, vin oameni și... La câte târguri de la deschidere până acum ați participat și în ce localități? Aici, la Roman, de 3 ori. Asta este a treia oară. Nu mă refer numai la Roman. La Iași, la Pașcani... Și la, chiar și în sat, la noi, am făcut de câteva ori. La Săbani. Și ați mai participat și la zile ale comunelor din ziua? Da, da. La târguri. În general, la târguri mergem. Cum ați reușit să stabiliți prețuri? Prețurile în funcție de cât de mult lucrăm la un produs, materialul care îl folosim, culorile care le folosim, dimensiuni. Numele, ajută numele. Al meu, Gherguț Ștefan Florinel. Funcția? Muncitor, confecționer. Sperăm să avem zile frumoase și la propriu și la figurat. Adică zile frumoase și ca timp, ca vreme, dar zile frumoase și ca trăire în comunitate, ca un moment de distracție, ținând cont că august e luna cadourilor, foarte mulți romașcani invitați din alte părți sunt prezenți și atunci sigur că nu de putem ura decât un weekend plăcut, plin de distracție și de liberă trăire, sigur, în modul civilizat, corect, sub tot ceea ce avem prevăzut prin reglementările noastre. Ce le transmiteți celor care sunt supărați că e blocat centrul, că e traficul infernal? Și viața e grea și infernală câteodată, asta nu înseamnă că trebuie să-i punem capăt. Deci sunt unele cu altele, deja uitați, lumea se adună, număr foarte mare în târg. Deci sigur că mofturoși mai sunt întotdeauna, asta e, ne asumăm, ne-am asumat întotdeauna, ne asumăm și în continuare. Și omul când își face ziua în casă, își face deranj, nu? Apare deranj, apar vase, mai curg firmituri pe covor în sfragerie. Nu se poate, știți că era o vorbă, nu poți face omletă fără să spargi ouăle. Așa încât mai apare și un disconfort. Dar tocmai asta, să trăim în comunitate, să fim toleranți, să fim înțelegători, să colaborăm, să comunicăm. Și până la urmă acest lucru dă esență unei comunități respectabile, unite și care dorește până la urmă să fie împreună în principalele momente. Iar începând de astăzi nu asistăm la un eveniment nou inventat, ci asistăm la târgul de gustar, la zilele diasporei, care se fac de ani de zile. Adică este deja intrat în tradiție, prins în statutul municipiului Roman, nu sunt elemente suplimentare. Și întotdeauna noi, în luna august, am dedicat venirii stranierilor acasă o întâlnire. Ați văzut și ieri, m-am bucurat că la întâlnirea cu romașcanii din alte țări am avut prezențe din diferite țări și din Europa și din alte continente. Ați văzut și din Germania, din Italia, din Irlanda, din Norvegia, din Coreea de Sud, au venit oameni să stea de vorbă, să-și spună punctele de vedere, unii să aprecieze ce s-a făcut, alții să aducă observații unor lucruri care li se par că nu sunt destul de bine din punct de vedere funcțional. Orice idee, orice propunere este foarte binevenită. Mi-a plăcut modul deschis în care s-a discutat. Iar la noi deja în Roman este intrată o tradiție, am văzut că și alții se iau după noi. Și e foarte bine că o fac, pentru că exemplele de bună practică trebuie puse în aplicare.
iar Roma nu are de oferit foarte multe exemple de bună practică. Dacă v-ați aminte, în campania electorală din mai-iunie, eu chiar anunțam că vom exporta exemple de bună practică în restul județului și chiar în regiune. Și ați văzut că, de exemplu, și la nivelul județului încep să se preia din exemple de bună practică ale municipalității, ceea ce înseamnă că am făcut lucruri bune, dacă le recunosc și opozanții noștri politici. Drept pentru care nu pot decât să mă bucur, să le urez mult succes, să le iasă și lor, așa cum zicem noi că le reușim să le facem. Dar asta se va vedea pe parcurs. Felicitări pentru tot ce ați făcut! Mulțumim frumos și dumneavoastră sănătate, bucurie și mult succes! Tradițiile mai păstrăm ca nație, respectăm, mai ne preocupăm de... Puțin, foarte puțin. Din păcate, sunt zone în care se păstrează. Am fost în această vară în zona Maramureșului, am fost în zona Pusenilor, am văzut zone în care cu adevărat lucrurile sunt ținute prezent și cu diverse activități în comunitate care au loc. Din păcate, la noi din ce în ce mai puțin se păstrează tradiția, obiceiul popular, folclorul, costumul popular, dar credem că acest lucru nu trebuie lăsat să continue, nu trebuie să lăsăm să moară lucrurile bune pe care noi le avem deja în tradiție, în obiceiuri, ci trebuie să le cultivăm, pentru că doar așa copiii noștri, nepoții noștri pot să aibă, dacă vreți, respect față de valorile culturale, educaționale ale poporului român. Și cred că avem destule, drept pentru care este bine să facem acest lucru și felicit pe meșterii populari care păstrează tradițiile. Așa. Bun. Din Vâlcea, da? Da. Foarte frumos. Am dolut toți au. Da? Colorii. Cum mănâncă omul cu lingura asta? Ia să care sunt la dietă. Pregătit? Bravo! Răspuns corect. Pentru cei care sunt la dietă. Merită premiat acum. Succes, da? Da? Doamna, ce mai? Ați câștigat ceva? Da, da. Da. Căciuliță, șapuliță. Sănătate. Dacă vă întâlniți cu Roxana, din neamț de unii. Neamț chiar din Roma. Da. Mult succes! Mulțumesc și Doamne ajută! Bună ziua! Sfânta Treime! La Stejar! Nu? Frumoasă! Sfânta Treime! De la Botoșani, nu? Da, vă recunosc după ouăle brodate. O zi bună! Da. Succes! Mulțumim! I-am luat, domnule. Ați născut din Sâmburi? Din Sâmburi? Sâmburi de Caisă? Da? Ajunge star! Doamne ajută! De la Iași? Rugiroasa. De la Rugiroasa Iași, da? Da, 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 da. Doamne ajută! Doamne ajută! Vă fac o pereche la comandă, dacă vreți. Las, nu mai fă. O munci bunic o viață, scapi de el și tu vrei să mă întorci înapoi la ele? Glumim și noi. Așa e. Bună ziua. Bună ziua. De la Roman? Să dau o idee. Da, dar nu acum. Da. Nu, dar simplu. Da. Aici, pentru face un portoare. Să faci aici, în spatele casei culturii, construcție acum. Așa, aia întâia. Dar este în spatele primăriei una. Da, e închis. E deschis, ea. Acum, da. La 12 noapte e închis. Nu, nu pentru mine. Da, am înțeles. Am înțeles. Bună ziua, bună ziua, să rămână. Ce faceți? Bine, la ne vedem din
Când nu mai ești profesor, ne vedem din an în an. Da. Înainte ne vedeam la profesor. La consfătări, la examene, la... Dar n-ai avut aici. Da. Mai bine aici, mai bine. Se vede, se vede. Se vede. Cimitirul, se vede că mergi pe stradă, se vede. Mulțumim frumos. Mulțumim. Stand mai mult de doamnă. Da. Da. O zi frumoasă, să rămână. Bună ziua. Bine ați venit. Dacă vreți pentru soție, probezi eu, domnul primar. Nu, eu iau pentru mine, nu iau soție. Soția își cumpără ea. Că pe urmă îi mai luam înainte, știi, dar dacă nu-mi place, dacă nu-mi vine, ia cumpără tot. Dacă aveți domnul primar de ani de zile. Da, așa este. Da. Doamne ajută. Acum nu mai. Îmi doresc și mie. Nu mai sunt liber până marți. Ei, perfect. Dacă e așa, e perfect, că n-ai cum să-ți dorești rău. Și eu îți doresc la fel toate cele bune. Să-ți vorbătești. Da. Asta o am de la prima dată, de 10 ani, când am nicio prima dată. Spor. Doamne ajută. Și dumneavoastră. Împletitură, da? Da. Spor la treabă și vânzare. Aut, ia, asta e spor. Bucim o sună cu jale. Acolo din spor. Bivolițe. Asta e de bivolițe? Da. Nu prea le-am cu suflatul. Meseria e meserie. Și te bași să o faci când nu știi. Bun, frumos. Doamne ajută. Bună ziua. Vinerea de mine au început acum ceramica să lucreze. Au luat un proiect. Frumos. Pentru ce e asta? Să spun eu? Plătiți. Pentru unt, așa ta. Frumos. Biletit. Da, asta pentru ce? De făcăleț. De făcăleț sau decorat cu poate. Spun făcăleț. Făcălețul e altceva. Da, făcăleț din ceramică. Nu, mai se confunde. Stai linguroi? Linguroi să fie, nu. Stai liniștit. Frumos. Făcăleț. Spor să aveți, doamne. Observăm că târgul de gustar este deja în mare parte amenajat. Știu că în prezent și mai continuă, vor mai continua câteva amenajări. Deja și zona de terase, după cum vedeți, tocmai pentru ca să sprijinim și circulația, am redus de la Veronica Micle la Libertății, să ne desfășurăm activitățile aici în aceste zile. Am văzut meșteșugari care vin de ani de zile la noi, oameni care deja se simt bine și vin cu produse deosebite. Am văzut că sunt și lucruri de comerț care țin mai puțin de partea de meșteșugar, dar și comerțul are rostul lui, pentru că Romanul a fost un vector comercial. Și sigur că cred că toți pot să vină cu oferte pentru romașcani, pentru cei care vin din alte părți, pentru cei care vin din alte comune și pot să-și găsească fiecare ceea ce își dorește. Pot găsi lucruri frumoase, pot găsi lucruri făcute de mână. Eu sper să se simtă bine, în primul rând, și lumea să se întâlnească, să discute și să socializeze. Până la urmă, târgul de gustar, zilele diasporii, sunt evenimente care sunt create în special pentru comunicare, pentru a avea o bună comunicare, colaborare între cetățeni. Le urez tuturor mult succes și sper să fie un târg frumos. Ce v-a făcut cu ochiul? Cu ochiul... mi-a făcut un pic, cred că m-a tras un curent. Nu am o special încă nimic.
Am văzut iei foarte frumoase și niște cămăși de in. Am să mă mai uit la cele crem. Și în rest, lucrurile pe care în general le știu, eu pălărie nu port, deși sunt multe, n-am purtat niciodată pălărie. La mâncare, la produse de... Azi și vineri, la mine e post astăzi și chiar dacă am dat din sângele meu prețios, 450 de mililitri, și ar trebui să mănânc o friptură, n-am să o fac astăzi, totuși că e vineri și am să încerc să-mi păstrez acest obicei ca vinerea și miercurea să evit produsele animaliere. Organizați cu colegii de partid, cu consilierul local, o seară, o ieșire la... Posibil. Posibil într-o seară să ieșim împreună la o terasă și să socializăm și noi. Orice discuție, orice socializare face bine unei echipe și e posibil. Ne stă în obicei acest lucru să-l facem și e posibil să-l facem și noi într-una din aceste seri.